Alo, miliția 112, vă rog, veniți! Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit, oameni buni! Vreau să vă spun că nu am mai făcut de mult un vlog pe clanul PTM și m-am gândit eu să împărtășesc cu voi drumul spre hotelul unde noi ne vom caza. Tocmai am trecut de Valea Oltului. Acum ne întâmpină o priveliște foarte, foarte frumoasă. Ia să șterg și parbrizul. Ia să vedem, reușesc. Da, de mâine ne vom băga pe trans Făgărășanu. Ia uite ce mișto se întinde pe partea stângă și acea mașinuță parcată acolo sus, Brezoi. Da, mai avem foarte, foarte puțin, încă vreo 21 de kilometri și ajungem. Aici avem un azil. Partea dreaptă am trecut și această biserică super frumoasă. Bă, România asta e bestială, e frumoasă rău de tot. E chiar super. Mai trebuie să umblăm la drumuri și atunci, într-adevăr, este ok. Am terminat! Bă, ce mișto a fost! Super mega tare! Am făcut un pic de squeaky clean și gata, ne îndreptăm către cazare. Bă, pe unde eu? Înapoi. Înapoi? Nu. Da, fii atent pe unde eu. Ia mă, așa mă, că suntem băieți deștepți. Bam, intră cu scârții de rost pe aici. Turn right. Ia uite, și ăsta zice pe unde sunt. Să nu te pupi cu ăsta. E, asta e. Da, și acum ne îndreptăm către hotel. Turn right. Turn right, turn right. Mamă, uite așa ceva, vreau și eu. Da, bestială zona asta. Bun, ne băgăm în sensul giratoriu și ne îndreptăm către cazare. Dar să știi că astăzi aș vrea să intrăm puțin. Am înțeles. O să intrăm un pic și în Sibiu, să știi. Nu prea îmi place cum am spălat-o, dar e totul ok. Gata, am ajuns la hotel. Vedem, zona este destul de frumoasă și am zis să venim să și mâncăm aici și să înoptăm, iar mâine să ne pregătim pentru Transfăgărășan.
Astăzi am. Avem și noi o rezervare pe Octavian Popescu. Da. Frumos aici. Să vedem și camera. Oho! Ce faceți, oameni buni? Haideți să vedem cum se prezintă această cameră. Vreau să vă spun că este destul de frumoasă. Ne întâmplăm în partea dreaptă aici o baie care vine însoțită cu acest WC-ul. Ia să vedem. Are soft close? Bă, are soft close. Deci nu mă deranjează dacă o să-l închid. Se trage și apa. Vă salut, oameni buni. Am zis să împărtășesc cu voi exact ce fac eu în zilele când eu mă relaxez. Bun, mergem mai departe. Avem și dușulescu. E perfect. Avem și acest... Ia, merge, merge, că să știți că nu, în unele locuri nu merge. Bun, avem și un cuier aici, super mega tare, super bestial. Avem și un televizor și ia să vedem, cu ce ne întâmpină, cu bombonele, bombonele, super frumos, într-adevăr, merită. Ce mai avem noi aici? Avem și un minibar cu cine? Da, chiar o să beau puțină apă. E ok, avem și o veioză. Ia să vedem, merg astea de la capul patului. Merg, e perfect. Hai să vedem și priveliștea, să dăm și un telefon. Alo, miliția, 112, vă rog, veniți. Așa, uite, recepție 0, apăsați 0. Și avem un balcon foarte bine. Nu suntem fumători, sunt curios cum să stă. Uite, mă, ăsta are pernă. La asta ce-a făcut, mă? Ia să vedem cum să stă. Bestial aici. Chiar e frumos. Foarte tare, foarte mișto. Da. Mergem și prin Sibiu. Am zis să, dacă tot am ajuns în zona asta, haideți să ajungem și la Sibiu. Vreau să vă spun că avem o muscă și ne-am gândit să pună jumate-jumate la noi. Să pună jumate să plătim. Deci uitați acolo. Hai să vedem dacă reușim să o dăm afară. Uite. Uite aici. Musca. Banc. Hai, mă, să o dăm afară. Unde ți-a dus? Banc. Hai, ieși. Ieși. Ieși! Ieși afară! Uite, o bă, nene. Unde s-a dus? Mamă, sunt și chior și nu o văd. Uite-o. Ieși! Este, mă, ieșit! Gata. Nu, că o puneam, sunam acum la recepție și o puneam să... Puneam, dom'le, dacă stau cu musca, vreau să plătească și ea. Bun. Și-mi place acea biserică care este cocoțată sus pe deal. Nu se mai vede, dar sunt curios. Nu am mai ajuns de foarte mult timp prin Sibiu și sper să fie ceva super frumos. Și am intrat în Sibiu. Întâmpină această clădire din dreapta. Și bineînțeles, fete frumoase, bravo Sibiu. Am primit dezlegare de la soție să nu uit. Sau te-ai răzgândit? Asta stai ce am... De-abia acum a început filmarea. Și am ajuns și în centrul Sibiului. Mi se pare așa...
o zonă medievală și acești oameni frumoși care ne întâmpină în această zonă. Nu știu pe unde să o iau, sincer să fiu. Acum ne-am oprit să ne luăm înghețata și nu știm ce să alegem. Știi, când ai prea multă, chiar te gândești ce să alegi. Ia să vedem. Piersică, bubblegum. Bubblegum. Îmi iau bubblegum. Vrei și tu bubblegum? Sau voi așa cu piersică? Bestială. Pepene galben? Am înțeles. Yes. Da, deci mamuș, în partea acolo. Cred că o să înceapă să plouă. Thank you. Can I take it? Thank you. Bye. Please, please. Vreau și un double gum. La cornet, 1 și pepene galben. Deci două, nu, două cornete diferite. Și avem aici și șpagă. Lăsăm șpagă. Asta este bubblegum. Și cealaltă? Pepene galben. Mamă, de când am mai venit aici, dar văd foarte mulți turiști. Și o avem și pe doamna îmbrăcată mai... Nu știu dacă se vede. Foarte frumos îmbrăcată doamna. Să punem și noi o șpagă. Ca să crească, să crească borcanul aici. Deci una cu ciocolată? Da. Să fii sănătos. Numai bine, la revedere. Da, bubblegum, bestial. Sunt curios dacă dau și de gumă. Mamă, știi cum e? Cred că o să înceapă ploaia. Podul minciunilor? Unde? Că noi ne încadrăm. În față? Noi ne încadrăm. Avem așa niște puncte care, dacă vreți să le vizitați, ia să vă propun eu mai mult de codul ăsta QR. Poate reușiți să-l scanați și să vedeți despre ce este vorba. Drumul apei, punctul numărul 5. Și avem această fântână împreună cu această chiuvetă. Foarte frumos. Bestial. Deci... Ia uitați, oameni buni,
acele ferestre din pod, ochiurile, pot să le spun că sunt a, seamănă așa cu niște ochiuri. Și văd că se repetă și pe acest acoperiș. Da, foarte frumos. Bravo, Sibiu! Avem aici un monument istoric, secolul al XVIII-lea. Fosta biserică ezuită. Mamă, ce miroase, miroase a tămâie. Asta e biserică catolică? Da. Cred că vă sună telefonul, da. Păi hai și luați-mi unul ăsta, că v-ați venit ceva și voi aia. Romano-catolic. A, romano-catolic. A, frumoasă e. Foarte frumoasă, doamnă. Se poate filma? Și filma și... Să nu mai să n-atingeți obiectele. De să n-ating obiectele. Vai de mine, dar ce mă bucur că am intrat aici. Da, e romano. Ați spus ceva că n-am înțeles, mă scuzați. Am înțeles. Am înțeles, doamnă. Wow! Wow! Sper că ne vedeți. Oameni buni, foarte tare și chiar mă bucur. Deci ați văzut? Se poate filma. Romano-catolic. Dacă mergi într-o biserică ortodoxă, imediat te întâmpină cineva. N-ai voie să filmezi. Mănăstiri, vă rugăm frumos să stingeți aparatul. Pe aici, așa încolo am voie, nu? Nu aveți voie. Nici pe acolo. Nu aveți voie deloc să filmați în curtea mănăstirii fără acordul lor. Adică ce acord trebuie, ca să știu cum să mă adresez? La patriarhie și cereți în acordă. Noi, creștinii, donăm bani, că este autoritatea statului, tot de la noi, din buzunar, să iau bani pentru a sprijini bisericile și mănăstirile din România. Voi să primesc! Bă, terminați-vă, mamă, și sunt și în biserică și vorbesc așa, îmi cer scuze. Dar cât de frumoasă e! Vai de mine! Vai de mine cât de frumoasă e! Avem aici un șnur în sfoară și nu putem să înaintăm mai în față, ca aș fi mers până în partea aia, dar nu cred că am voie, bineînțeles. Wow, cât de frumoasă e! Mamă, dar chiar m-a fascinat! M-a fascinat și mă fascinează! Avem și niște cărți aici. Ah, deci le primesc oamenii și cântă împreună. Și cântă împreună. Bravo, mă! Ortodox. Uite-te, știu. Am întrebat-o pe doamna aia dacă pot să filmez. Știi ce mi-a zis? Se poate filma, numai să nu ating exponantele. Păi dacă intrăm într-o biserică ortodoxă, imediat veneam. Ciu. Nu vreau să vorbesc mai mult, dar și vreau să vă spun că este a doua biserică romano-catolic care o vizitez și îmi permite să și filmez. Să trăiesc cu respect. Sunt YouTuber și fac o filmare pentru mai multe mănăstiri și v-am zis să o vizitez și pe aceasta. Trebuie să vorbim cu părintele, da? Dar nu pot eu să vă permit. Așteptați un pic. Bine, să rămână. Da, da. Auziți? Chiar dacă nu sunt catolic, eu sunt ortodox. Nu nimic, foarte bine. Și sunteți creștini, așteptați un pic. Bine, mulțumesc din suflet. Ia să vedem un moment, dacă îmi permite. Să rămână. Bună ziua. Bună ziua. Bună. Sunt YouTuber și vizitez fiecare mănăstire. Da. Și am decis, la rugămințele unui abonat, să vin să vizitez și mănăstirea dumneavoastră. Poftiți? Da? Vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă întreb. Am aprins o lumânare, chiar dacă eu sunt ortodox. Este o problemă? Nu? Da, să rămână. Da. Mulțumesc. Deci îmi permiteți să intru? Da, intrați în biserică. Pe acolo, da? Da. Să rămână. Mulțumesc. Pentru ce a zis că e ortodox? Sunt YouTuber și vizitez toate mănăstirile. Aha, da. Este ortodox. Mulțumesc din suflet. Să rămână. Să rămână. Chiar mă bucur. Am rămas surprins. Am rămas surprins. Mi s-a făcut pielea de găină.
Mamă, ce trandafiri frumoși. Și sunt, nu sunt trandafirii... A? Stați așa. Nu sunt trandafirii reali. Nu sunt, cum se numesc aia? Artificiali. Doamne, îți mulțumesc din tot sufletul că m-ai adus aici. Și uite, avem și cutia Milei. Și chiar vreau să bag ceva în cutia asta. O să bag 10 lei. Și la ortodox bag. De ce nu? Nu atingeți confesionalul. Vai de mine, dacă de frumoasă e. Opa! Nu am... Am uitat să cobor treapta. Mamă, crinii ăștia. Afară tună, fulgera. Nu știu dacă se vede. Sper să se vadă, oameni buni. Mi-ar părea rău. Nu, că mi-a dat de grație. Mi-a dat de grație, doamne. Spunându-mi că da, am voie să filmez. Dacă intram într-o... O să mă repet 1500 de ori. Dacă intram într-o biserică ortodoxă, îmi spunea să nu filmez. Să rămână, maică. Da. De ce? Sunt YouTuber. Relaxați-vă, stați liniștit, da? Nu vă faceți griji. Sunt YouTuber și vizitez mănăstiri. Și am decis să vizitez... Nu trebuie nicio binecuvântare, pentru că sunt creștin și nu trebuie să cer aprobare. Păcat, nu știu dacă se vede, oameni buni. Dar știți cât de frumoasă e? Și are o înălțime până la etajul 6. Foarte frumoasă, stați că să nu... Uite, să stau și aici. Dar ce bine stai. Doamne, poate să șterbi le tale. Foarte frumoasă biserica asta. Ia uitați că acolo. Pe Domnul Iisus. Wow, cât de frumos! Mamă, ce m-aș bucura să puteți vedea și voi, că nu prea e lumină. Uite și aici. Cât de frumos! Chiar mă bucur că am venit aici. Oameni buni, am rămas surprins plăcut. Avem această pernă care se pune jos aici pentru a sta în genunchi și pentru a te ruga. Dar pe lângă această pernă, dacă cumva este frig, avem aici un calorifer. La fiecare băncuță este cât un calorifer pentru a te încălzi super tare. Mulțumesc. Mi-a spus și mie doamna care are grijă. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui. Mamă, dacă a început să plouă. A început ploaia, nu? Da. Vai. Wow, cât de tare plouă. Era plin de oameni aici. Iar acum toată lumea s-a adăpostit. Ia uitați cu trotineta. Sunt uzi până la chiloți. Nu știu dacă și domnișoara. Ia uitați. Bestial. S-a pus o muscă pe... Era mișto dacă aveam un zoom.
și am ajuns și pe podul minciunilor. Și vreau să vă spun că am rămas surprins plăcut, foarte frumos amenajat și asfaltat. Dar se lasă o priveliște foarte frumoasă încolo. Cât de tare și cât de frumos. Uite, să opresc așa și dacă vreți să faceți voi o poză, un screenshot. Și în partea asta avem biserica romano-catolică. Și avem și pe domnișoara care a plouat-o. E udă, ia uitați cum urcă apa către mai sus. Da, a plouat destul de tare, într-adevăr. Și acum, nu știu, având în vedere că sunt pe acest pod, bineînțeles că s-au spus o grămadă de minciuni, o grămadă de, nu știu, chiar mă gândesc, oare care este cea mai tare minciună spusă pe acest pod? Hai să încep și eu cu una. Astăzi vreau să vă spun că am câștigat 1.000.000 de euro. Da, am câștigat 1.000.000 de euro și vreau să vă spun că nu știu ce să fac cu el. Vrei să-l împart cu tine sau cu tine sau cu tine? Îți pot oferi 1 euro. Ce zici? Foarte tare. Dar vreau să vă spun că mi-am cumpărat ceva. Și ce credeți că mi-am cumpărat? Mi-am cumpărat un magnet. Ia să vedem. Uite, pun și eu aici, că e mai puțin udă. Să vedeți și voi ce magnetel mi-am cumpărat de frigider. Ia uitați-l. M-a costat 12 lei. A ieșit soarele. Foarte frumos. Atât de tare ploua, cu fulgere, și atât de repede s-a oprit. Vreau să-i mulțumesc fanului meu, pentru că m-a oprit să facem poze și în același timp l-am întrebat ce aș putea să mai vizitez prin această zonă și mi-a zis că pot să urc sus acolo. Așa că nu știu pe unde, pe ușa asta, da. Monument istoric, da, plata la etajul 1. Mamă, ce gust e! Foarte tare, foarte frumos. Chiar mă bucur că am ajuns aici. Uite, aici trebuie să plătim. Săruna, sărumâna. Bună ziua! Vrem să vizităm și noi. Cât trebuie să vă dăm? Câte să mergeți așa? A, nu, nu, plătim. Bilete să vă dau. Mi s-au terminat și nu mai. Sunteți o scumpă. Nu cred că vine nimeni la ora asta să mă ducă mie bilete. Da, plătim. Sunt prizoniera domnului. Da, să rămână. Și pe aici să continuăm, da, sus? Și aici putem intra și aici? Da, puteți intra și mulțumesc din suflet, să rămână. Ce? Încă 6 etaje. Încă 6 etaje. Uite ce. Cum se numește turnul ăsta? Turnul sfatului. Mulțumesc. Ah, dar ce aer! Aici nu trebuie aer condiționat. Da, eu am vrut să plătesc. Să iau eu înainte, da? Hai să mai urcăm. Să continuăm. O să mai urcăm, dar mai înainte ne oprim aici. Wow, câți bani! Wow, câți bani! Ia să vedem, avem și noi mărunt? Cum să te speri? Oh, și eu m-am speriat, acum m-am speriat. Mamă, când am văzut pe ăsta. Mamă, există așa ceva? Zici că e real. Deci, mamă, zici că e real. Deci dacă pui capul aici, bă, zici că e real, mă? Pe bune? Deci dacă pui capul aici, așa, dar mai bine îl plătești. Uite, nu ai și tu niște mărunt? Hai, nu, că are POS. Are POS? Ai POS? Bă, eu zic să plătim, că ne bate asta.
Băi, nu avem și noi mărunt, nimic. Nu avem. Cheia de la mașină, păi și cu ce ne întoarcem? Deci, ai așa de 10 bani. Ia avem și de 50, uite, avem și de 50. Avem și euro. Avem și, da, mă, avem și euro. Ce mai avem pe aici? Ce monedă avem? Ăsta ce? 25 de, la cât de chior sunt eu? Ia, ce asta? Ce asta? 20 de eurocenți. Da, mă, ce înseamnă să nu mai vezi? Nu mai văd bine de aproape. Bun, mergem mai departe. Așa. Și avem ceas. Ceasuri. Ah, și ca să urcăm sus, o luăm pe treptele astea, băi, pe această scară. Dar fii atent că merg toate, mă. Ia, du-te înainte, uite asta. Ah, merge și asta. Toate merg, mă. Nu ating, nu ating. Scările astea sunt din lemn masiv. Mai avem de urcat, mă? Atenție la cap! Ăsta este... Cum? Ce este? Mecanismul ceasului de afară. Vezi? Și acea bară de acolo iese afară, iar aici avem ceasul din turn. Îl ai și în partea salată. Ia să mergem mai departe. În sfârșit, am ajuns sus de tot. Oh, cât ce priveliște frumos. Ia să vedem. Ce avem aici? Ale cui sunt ale? Oh, e destul de sus. Cred că undeva la etajul 10. Foarte frumos aici. Ia să vedem și aici. Și am ajuns destul de sus. Nu mi s-a părut scările. Cred că undeva la etajul 10 aici. Nu? 6 etaje. Eu cred că e mai mult de 6 etaje.
Cât de tare, cât de frumos. Gata, am plecat către Transfăgărășanu. Am dormit foarte ok aici. Am avut și un mic dejun. Așa, un cascad aici. Ce tare! Uite, avem și un avion sus acolo. Nu știu dacă se vede. Dar vreau să vă spun că avem aici un băiețaș care se află într-o competiție și aleargă. Mă gândesc să-l întreb dacă vrea să trișeze. Să trăiți, să trăiți! Vreți să trișați și să vă iau cu mașina? Vezi? Nu vezi. Sănătate multă! Mamă, unde am intrat? Unde am ajuns? Cât de tare! Practic de aici începe... De aici se lasă un peisaj frumos. Sus trebuie să urcăm. Foarte frumos. Noi aici intrăm în județul Argeș. Mamă, bestia asta. Tunelul ăsta. Dar la luminat, nu. Înainte nu era luminat. Mamă, mi s-au înfundat urechile. Înainte nu era luminat și afară aici undeva sunt aproape de 5 grade. Și plin de grupi. Nici mi s-au înfundat urechi. Uite-o pe domnișoara ce alargă. Bravo, ei, frate. O să trăiască mai mult. Destul de lung. Îți dai seama, străbatem în munte. Dar nu vă faceți... Asta e făcut de Ceaușescu. Ăștia nu sunt în stare să sapă o groapă. Câtă curățenie e acolo. A venit omul, a mâncat, s-a distrat și a lăsat gunoi acolo. Urât. Am ajuns și la barajul Vidraru. Wow, de tare! Gândiți-vă că voi în momentul ăsta sunteți în aer. Acum câțiva ani, zona asta era plină de lemne, de peturi. Uite, avem acolo un pet, poate chiar mai multe mai încolo. Avem și niște rățuște. Da, și o să ne ușor la revedere de la voi.
în momentul ăsta. Dar îmi iau de aici, din zona asta. Mamă, cum vine scara. Deci dacă vrei să cobori pe scară, acum am văzut. Deci vine așa o scară, să coboară jos. Mamă, cine are tupeu să se ducă așa? Bang, și ajungi până jos acolo. Nu știu, cred că sunt undeva la 150 de metri sigur până jos. Și avem și în partea aia tot așa o scară care se duce până jos și avem o mașină jos acolo. Nu știu dacă se vede. Da. Așa că în momentul ăsta ne-au la revedere. Oameni buni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonajul de like, să dați un share și mulțumesc din tot sufletul că m-a primit și că sunteți alături de mine. O zi cât mai frumoasă și toate cele bune. Dacă îmi scapă GoPro-ul ăsta jos, practic acest filmuleț nu ar mai fi, nu s-ar mai posta pe internet. Sincer să fiu, o să mai vin pe aici, pe acel gang de acolo, gang, cum se numește, tunel. Ajungi la Valea lui Stan și se face o drumeție destul de frumoasă. E un bărbat. Și merită. Oh, nu știu, a început ploaia? Cam picură. A început ploaia. Instantaneu, de la o vreme cu soare, gata, a venit ploaia. Vă salut și vă respect. Ciao.